Drumul județean 679 traversează localitățile Păduroiu, Lipia, Popești, Lunca Corbului, Pădureți, Ciești, Fâlfani, Cotmeana, Malu, Bârla, limită județul Olt. Valoarea proiectului este de peste 77 milioane euro, iar termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru finalul anului 2027. Este proiectul cu cea mai mare finanțare din toată istoria Dreului Sud-Muntenia. V-am spus, munca unor oameni, pentru care mulțumesc pe această cale, colaborări excepționale pe care am avut-o cu domnii primari, aparatul Gheorghe Vasile Dezean și Adrian Sud-Muntenia. Este un moment important în tot ceea ce înseamnă dorința noastră de a face lucruri importante la nivelul județului Argeș, cu o echipă completă și complexă care vrea să îmbunătățească condițiile la nivelul județului Argeș. Alături de președintele Ion Mânzână, vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Dumitru Bughiu au mai fost prezenți printre alții administratorul public al județului Argeș, Marius Cristian Puiu, directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, primarii din localitățile traversate de drumul județean, parlamentari, consilieri județeni, reprezentanții ai mediului de afaceri argeșean. Cred că lansarea celui mai mare proiect din istoria nu ne putea lăsa, eu știu, care și asta că era cu plajă, dar ne-au orice activitate și iată ne astăzi alături de dumneavoastră și trage speranța că proiectul, deja sunt convins că la sfârșitul anului veți avea atribuit contractul. Asta înseamnă că din primul trimestru an anului viitor să începă să se vadă rezultate în acest proiect. Direcția de strategii și proiecte europene avem în acest moment un număr de 19 proiecte aflate în diferite stadii de implementare și 6 proiecte care sunt în pregătire în momentul de față. De asemenea, la direcția tehnică, o altă direcție care se ocupă de proiecte, avem număr de 24 de proiecte care se află la fel în diferite stadii de implementare, având ca sursă de finanțare programul Angel Salini, bugetul local, AFM-ul. Deci iată că la nivelul Consiliului Județean sunt o mulțime de proiecte, așa cum cred că nu au fost în istoria Consiliului. De aceea avem nevoie de foarte de oameni calificați și de personal suficient, pentru că este foarte, foarte greu ca un om să lucreze în 3, 4 sau poate chiar 5 proiecte deodată. Construirea a 14 poduri, 2 pasarele pietonale, 64 stații de transport public, modernizarea trotuarelor și a șanțurilor, montarea de borne kilometrice, indicatoare rutiere și parapeți reprezintă alte obiective prevăzute în proiect.